Conducerea inspectoratului școlar a tras linie și a concluzionat că nu toate școlile din județul Vaslui sunt pregătite de începerea anului școlar. În proporție de aproape 100%, în perioada aceasta doar mici retușuri. Există o situație specială în comuna Albești, în localitatea Corn, unde există o investiție prin Banca Europeană de Investiții. Este finalizat obiectivul și ar mai fi nevoie de 3 miliarde de lei pentru ca școala să înceapă acolo. Elevii au învățat într-un spațiu improvizat și practic ei acum sunt la stadiul de a monta linoleum și a achiziționa centrala termică, instalația este deja făcută. Și nu doar elevii de la Albești învață în condiții improprii. La Fâstâși de ani de zile, generații și generații de elevi au învățat și vor mai învăța în dispensar sau pe la ocolul silvic. La Gherghești, școala are pereții coșcoviți, tavanul este spart, iar părinții tremură de frică atunci când își trimit copiii la cursuri. Sunt dărâmă de acum, dacă nu e acoperișul bun, avem și trebuie făcut. Ce simțiți în fiecare zi când vă trimiteți copiii? Păi frică dacă cade pisii. Cade pisii, cât te arată la televizor acum, e și frică. Stai cu frică. Păi când merg la școală copiii, parcă ți este frică de ei, pentru că e deteriorată școala complet, plafonul se dărâmă, este pericol pentru copii. Nu mai vorbim de ferească Dumnezeu de un cutremur ceva, că este jar. Copiii... E riscant cum pentru ei. În mediul urban lucrurile stau mai bine. În instituțiile de învățământ s-au făcut renovări considerabile pentru ca tinerii să aibă condițiile necesare studiului. Suntem într-o cameră de cămin la Căminul de Fete, unde vă spuneam că s-a renovat complet. Ce înseamnă complet? Înseamnă că au fost rași pereții până la beton, refăcut gletul, acolo unde au existat fisuri, s-a pus plasă. Deci zic eu că s-a făcut treabă foarte, foarte bună, inclusiv tavanul a fost decopertat complet, s-a pus din nou glet, îndreptat, după cum se vede și văruit, e încheiat. După cum vedeți, s-au montat lămpi noi. Tot cablajul este făcut din fier de cupru. Avem, toată instalația este separată, adică avem pe câteva camere, două, trei camere, siguranță separată, două, trei camere, siguranță separată. În situația în care apare un defect la o cameră, nu mai pică lumina pe tot etajul. Cu sau fără investiții importante, școala va începe luni 16 septembrie, iar elevii vor studia în condițiile ce li se vor oferi.